Avem 195 de hectare de porumb, 110 hectare rapiță, 135 de hectare de grâu și 25 de hectare de mazăre pentru zie. În total, 463 de hectare. Folosesc produsele de la Monsanto de când au venit în România, de 7 ani. Prima mea dragoste cu Monsanto a fost hibridul de rapiță Hexagon, acum nu știu câți ani. L-am văzut la cineva la Leșliu și mi l-a descris frumos și imediat l-am cultivat și eu și am rămas cu Hexagon mult timp. Chiar au apăruseră alți hibrizi mai performanți și nu venea să mă despart de Hexagon. După care am căpătat încredere și în toți. Prin astea se remarcă produsele de la Monsanto, prin stabilitate. Atât hibrizii de rapiță cât și cei de porumb, an de an și în condiții cât mai variate, își mențin nivelul de producție. Anul trecut a fost un an de excepție pentru porumb. Chiar de când lucrez în agricultură, producții așa bune nu am înregistrat. Cred că a fost anul de vârf al producției de porumb. A fost un an cu o producție medie așa pe fermă de 12.400 kg la hectar. Tu pentru rapița Monsanto e rezistența la scuturare. Poți să las rapița nerecoltată o perioadă de o săptămână, două, ca să pot recolta grâu, pentru că grâu e mai important. Hibrizii de rapiță care îi folosesc de la Monsanto, Extormul, care nu pot să renunț la el, și Exception am folosit în ultimii ani. Iar la porumb, anul ăsta am în cultură Decal 45-91, 51-41 și 50-68. Sunt hibrizi cu o grupă FAO potrivită pentru zona noastră, cumva între 350 și 450. Ultimii 4 ani, 4 tone, n-am spus că nu sunt 4 tone la hectar. Particip la concursul 6 tone, îmi doresc. E o obsesie să săr pragul ăsta de 5-6 tone de rapiță la hectar. Atâta timp cât își fac treaba, voi continua cu produsele de la Monsanto. Sunt oameni care ne recomandă la modul sincer produsele, fără floricele, fără așa. Și dacă au anumite probleme și le recunosc, le însușesc și încearcă să le remedieze. Și asta e un lucru care pe mine m-a făcut să rămân atașat de firma Monsanto.